fiindcă un protest desfășurat astăzi în fața prefecturii din Mehedinți. Severinenii au ieșit în stradă încă o dată pentru faptul că drepturile nu le sunt respectate. Pentru dreptul la sănătate, în primul rând, fiind îngrijorați de stadiul în care a ajuns sistemul medical. Pacienții mor arși de vii după incendii izbucnite tot mai des în unitățile medicale din țară. Severineni, vă chem în stradă să protestăm pentru drepturile și libertățile noastre, pentru acei morți de la Institutul Matei Balș, care au murit datorită neglijenței actualului guvern. Haideți în stradă cu noi mâine la ora 15, haideți să protestăm, haideți să cerem demisia actualului guvern. Este nevoie de unitate națională, iar noi naționaliștii din Drobeta, Turnu Severin ne-am trezit. Deși AUR este un partid nou înființat, a obținut un scor bun la alegerile parlamentare din 6 decembrie. Fiind o forță pe scena politică din România, dumneavoastră în calitate de coordonator AUR pe Mehedinți, ce ne puteți spune despre protestul de astăzi? Despre protestul de astăzi pot să vă spun că este organizat în coroborare și în susținere cu ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă la nivel central, mai ales la Spitalul Matei Balci. Susținem toate ideile formațiunii noastre de a cere demisia multora dintre cei care noi credem că poartă vină pentru ceea ce se întâmplă de 30 de ani în țara asta. Vrem și noi să se vadă la nivel de județ Mehedinți și de Mehedinți că există multă lume care cere și susține doleanțele noastre. Nu sunt doar cei 102 de oameni care îi spune presa pe la București. Suntem mulți, suntem prin țară, suntem destul de firavi pentru că știți aici la nivel central care e situația. Despre guvernarea de acum, ce să pot să vă spun decât că suntem total dezamăgiți de ceea ce au promis și ceea ce fac. Am vrea să se întâmple lucruri frumoase pentru români, pentru România. Credem că există posibilitatea ca lucrurile astea să se întâmple și de asta suntem în stradă. Să ajutăm oamenii, să găsim oamenii valoroși, să încercăm să-i promovăm și să încercăm să întoarcem fața asta a țării către popor, către oameni, către mai bine. A câta zi de protest este? Noi am avut un protest spontan în zilele de duminică și după ce am văzut că ia amploare, el a continuat la nivel de București. Noi aici am reușit să luăm și autorizație. Astăzi și mâine avem autorizație și vom protesta așa cum se cuvine, legal. În urma protestelor, prefectul, care este și reprezentantul guvernului în Mehedinți, a încercat să dialogueze cu dumneavoastră? Nu am cerut niciun dialog cu prefectul. Prefectul va primi o petiție de la noi, prin care noi ne arătăm doleanțele și motivele pentru care suntem aici. O va primi probabil mâine, în cursul zilei. În petiție pe care o să o primi și dumneavoastră, sunt scrise motivele protestului, cerințele, aceleași pe care le-am tot enumerat, care le-ați văzut și în presă, pe toate canalele în ultimele zile, de a cerem demisia ministrului Sănătății Vlad Voiculescu, cerem demisia lui Raed Arafat. Domnule Măneanu, sunteți președintele partidului Noua Dreaptă, filiala Mehedinți, un partid nou înființat. De ce Noua Dreaptă? Considerați că actualele partide de dreapta nu reprezintă interesele României și interesele românilor? Da, partidele de dreapta din România, de așa zisă dreaptă, nu au reprezentat niciodată interesele României, ale poporului, ale omului de rând. Și au văzut doar de interesele lor personale. De asta a fost creată Noua Dreaptă. Noua Dreaptă a pornit, practic, din uniunea a trei centre studențești. Cele din Cluj, Timișoara, București și, desigur, am omis unul pe cel din Iași. Acești tineri studenți au hotărât să lupte pentru drepturile lor, exact așa cum facem și noi acum, aici, în stradă, în Drobeta, Turnu Severin, la mai bine de 20 de ani din momentul în care ei au făcut-o, în locul în care v-am povestit. Noi, naționaliștii din Noua Dreaptă, reprezentăm dreapta naționalist-creștină. Nici de cum dreapta liberală, așa zis liberală, pentru că nici ei nu mai știu ce e la liberalism, nu-și mai cunosc doctrinele și cu atât mai puțin nu le respectă. De asta, noi, naționaliștii din Noua Dreaptă, venim să promovăm naționalism, valorile noastre creștine moștenite din moși strămoși și, desigur, libertatea, că ne-am născut cu ea. Pe când liberalii din actualul guvern promovează ce? Tocmai dictatura, tirania și îngrădirea drepturilor și libertății noastre cetățenești garantate de Constituția României. Care sunt motivele pentru care protestați?
După cum bine știți, protestul se datorează în primul și în primul rând morților din Institutul Matei Balș din București. Acei oameni nevinovați au murit în acel calvar, în acel infern, datorită neglijenței autorităților, datorită neglijenței celor care trebuia să protejeze poporul român, să protejeze pacienții, care practic nu aveau niciun ajutor de nicăieri. Statul trebuia să se ocupe de asta. Și-au bătut joc, oamenii au murit, familii îndurerate, cu asta s-a ales poporul român. Datorită acestui lucru, noi am ieșit în stradă, dar desigur, dorința noastră de a lupta pentru dreptate și libertate trebuie pusă exact în acest moment în discuție, pentru că suntem în stradă și nu ne luptăm doar pentru acei morți, pentru că acei morți nu trebuie să fie murit degeaba, pentru că noi să rămânem la statutul de sclav, să stăm în case și să ascultăm tot ce spune acest guvern injust, tiranic, aș putea spune. După câteva zile de protest, ați fost chemat la masa negocierilor de prefect, care este reprezentantul guvernului în Mehedinți? Nu am fost chemat de nimeni niciodată la masa discuțiilor, pentru că acești golani care ne conduc, vă spun sincer, nu o să coboare niciodată în mijlocul nostru al poporului să discute cu noi, pentru că au interesele lor proprii și personale pentru care se luptă. Asta e chestia. De asta ieșim în stradă acum, pentru a vorbi cu poporul. Ei probabil că nu ne vor băga în seamă prea mult, dar nu e nicio problemă, că vom deveni din ce în ce mai mulți și la un anumit moment dat ei nu vor mai avea în control și vor trebui să coboare aici, în stradă, să discute cu noi, să ne asculte și să țină cont de cererile și de doleanțele noastre. Avem de gând să depunem o cerere, o petiție, de fapt, către instituția prefectului, în care sunt expuse doleanțele noastre, cele pe care vi le-am expus adineau. Desigur, pe lângă acestea, dorim să facem de așa natură încât autoritățile să se gândească de două ori înainte de a mai ține copiii în acest regim de a face școala online. Vrem să se redeschidă școlile, pentru că nu vrem să ne trezim că peste 10-15 ani vom avea o generație plină de analfabeți. E nevoie a copiii noștri să se ducă la școală, să învețe, să se educe și să conducă țara mai târziu, pentru că ei sunt viitorul acestei țări.